Mă numesc Valentin Militaru, sunt medic primar în medicina internă și gastroenterologie. Implicarea mea în tratamentul cancerilor se rezumă mai mult la diagnosticul și urmărirea lor după tratament. Cabinetul pe care îl coordonez se ocupă cu endoscopiile digestive, atât superioare cât și inferioare, și cu bronhoscopiile, endoscopiile bronșice. Eu mă ocup cu endoscopiile digestive. La cabinetul nostru avem o unitate de endoscopie Olympus Xera 3, deci generația de endoscoape cu înaltă definiție, cu high definition. Cu ajutorul lui realizăm endoscopii digestive superioare, lumea le mai cunoaște ca și gastroscopii, dar de fapt explorăm până în duoden. Și endoscopii digestive inferioare sau colonoscopii. Acestea din urmă constituie dominanta activității noastre, de fapt, colonoscopiile. Oncologia digestivă este un domeniu delicat și oncologia modernă face apel la urmărirea endoscopică foarte apropiată. Deci pacienții care au avut operații pentru un cancer de colon sau de rect necesită o urmărire periodică. Rolul endoscopiei este de a depista leziunile în stadiul premalign. Dacă identificăm polipi în timpul endoscopiilor digestive inferioare, la clinica noastră putem realiza polipectomii de o complexitate destul de avansată, un domeniu inedit care este realizat mai puțin în țara noastră. În Cluj există câteva unități care abordează acest domeniu, este ecoendoscopia. Deci pentru cei care nu cunosc, foarte multă lume a fost supusă unei ecografii abdominale până acum, mai ales doamnele care sunt examinate către medicul ginecolog ecografic în timpul consultației. Imaginați-vă un transductor ecografic montat pe vârful unui endoscop și cu ajutorul endoscopului eu introduc acest transductor în tubul digestiv și văd organele din jurul tubului digestiv cu foarte mare acuratețe. Ecoendoscopia într-un centru oncologic nu este completă dacă nu realizăm cu ajutorul ei și biopsii, în principal de tumori pancreatice. Acesta este domeniul pentru care biopsiem cel mai frecvent, dar și tumorile aparatului digestiv care sunt localizate sub nivelul mucoasei digestive, tumorile submucoase, pe care din interiorul tubului digestiv în timpul endoscopiei noi le observăm, dar nu putem să le caracterizăm, nu putem să realizăm biopsii. Ecoendoscopul ne permite introducerea unui ac fin, așa se numește, fine needle, în tumoră și scoatem un fragment de țesut care este trimis ulterior către analiză. Dacă doriți să beneficiați de o endoscopie digestivă superioară, inferioară sau de o ecoendoscopie, noi vă invităm cu drag la centrul nostru, unde o echipă tânără este gata să vă vină în ajutor.